Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Directorul SGU Bacău, Adrian Popa, a fost numit președinte la Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate. La sfârșit de săptămână, ministrul Agriculturii, Adrian Ionuț Chesnoiu, va fi în Bacău. Fostul prefect de Bacău, Dorian Pocovnicu, este primar interimar al comunei Mărgineni. Directorul SGU Bacău, Adrian Popa, a fost numit președinte la Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate. Managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, Adrian Popa, a fost numit în funcția de președinte al Asociației Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, iar ordinul a fost semnat chiar de Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Cu această numire, Bacăul are doi reprezentanți la București. Este vorba de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Gabriel Bunduc, și Adrian Popa în domeniul Sănătății, la Andis. Adrian Popa va gestiona fondurile prin PNRR care vor merge spre dezvoltarea infrastructurii medicale din România. Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate a fost înființată pe 2 iunie 2022 prin ordonanța de urgență. Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate este o instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătății și va avea drept rol principal dezvoltarea infrastructurii de sănătate. Agenția are ca obiective principale preluarea, continuarea și finalizarea celor trei proiecte de construcție a spitalelor regionale, Iași, Cluj și Craiova, și preluarea cel puțin trei proiecte de construcție de unități spitalicești din lista de 25 de investiții infrastructura publică nouă, prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență. Instituția trebuie să asigure un management performant al obiectivelor proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate. Sâmbătă 25 iunie, județul Bacău va ajunge ministrul Agriculturii, Adrian Ionuț Chesnoiu. Mai multe aflăm în minutele următoare de la europarlamentarul Dragoș Benea. Sâmbătă 25 iunie vom avea vizita ministrului Agriculturii, domnul Adrian Chesnoiu. Programul vizitei va fi anunțat public ziua de joi, cu 48 de ore înainte. Va fi axat pe două, o întâlnire la centru de afaceri cu fermierii și cu primarii din județul Bacău și alte vizite în teren la Unești, dar mai avem nevoie de câteva confirmări ca să putem anunța oficial programul. Recent la Bacău s-a încheiat o nouă expoziție de jucării a copiilor din perioada socialistă și nu numai. Pe lângă muzee, echipa Asociației Muzeul Jucăriilor București a fost solicitată să expună în marile centre comerciale, iar succesul nu s-a lăsat așteptat. Despre traseul acestora, dar și provocările pe care le propune generațiilor tinere, aflăm detalii în minutele următoare de la inginer Cristian Dumitru, președintele Asociației Muzeul Jucăriilor București. Tocmai ce s-a încheiat o nouă expoziție în Bacău. Unde ați expus și cu ce ați venit? A fost a treia expoziție în Bacău. E o colaborare mai veche de câțiva ani cu doamna Băbușanu de la acest complex muzeal. Am realizat mai întâi expoziția de jucării, iar în perioada, din păcate, a pandemiei, deci nu a fost foarte, foarte vizitată, o expoziție excepțională, care era un unicat în țară. Pentru prima oară am realizat-o la Bacău. Cum v-am zis, regretul a fost că încă n-a fost foarte bine popularizată, dar nu e nicio problemă, vom expune în alte muzee. O expoziție dragă și de suflet, dedicată oracolelor, caietelor de amintiri. Câteva sute de astfel de caietele au fost adunate de mine în ultimii 40 de ani și sunt o poveste în sine, aș putea să vă spun. Expoziția a fost însoțită și de câteva elemente, de un birou de epocă, de un birou al unei eleve care ar fi scris. Am recreat și atmosfera în care copiii de altă dată, bineînțeles, cei puțin mai avuți, și expuneau gândurile și trăirile în astfel de caiete de amintiri. Mii de poze cu elevi au colecționat, au fost expuse o parte din ele și aici, generații din anii 20-30, și o expoziție
dedicată păpușilor în miniatură, expoziție care se va redeschide în curând la un centru comercial din Iași, pentru că sunt foarte multe, vor fi peste 1000 de păpuși, de astfel de păpuși îmbrăcate în costume populare. Ea se va deschide chiar această săptămână și este dedicată zilei ei, care va fi pe 24 vineri aceasta. Este o zi recunoscută de câțiva ani și internațional. Vor fi multe manifestări la nivelul țării și noi ne bucurăm că la invitația acestui centru comercial vom lansa această expoziție, de fapt cea mai mare colecție de păpuși în costume populare care se află în țară în acest moment. Cât veți rămâne să expuneți la Iași? Conform, să zic, programului, noi realizăm expoziția, după care se ocupă cei de la centru comercial, practic vom reveni fix peste o lună să o strângem. Deci chiar și cei din Onești vor putea avea timp de o lună. Onești Bacău, expoziția este gratis, pentru că astfel ne bucurăm. În ultimii ani am început să colaborăm pe lângă muzeele naționale din țară și cu centrele comerciale, pentru că am constatat că lumea nu prea vine la muzeu, sincer. Facem un eveniment. În schimb, merge la mall și atunci, mai, dacă nu vine lumea la cultură, să vină puțină cultură la lume, adică să vină la mall. Și a fost un fenomen, noi chiar l-am studiat, plăcut, l-am început chiar în primele luni mai ales în pandemie, a fost acest curent, lumea nu mai avea unde să se ducă și tot în mall să ducea. Și am constatat că a avut mare succes. Deci dacă la un muzeu, la o expoziție, poți să ai câteva sute de vizitatori într-o lună, pe, la mall vă dați seama că poți să ai 1000 într-o zi. Deci nu îi contabilizează nimeni, expozițiile sunt gratis, se bazează pe văzut, plăcut, încercăm să... Fiecare expoziție a noastră este soțită și de... Aici avem 16 tablouri cu costume, cu explicații, deci nu este doar o înșiruire de păpuși. Vor fi selectate povești. Pe țări, povești, povestea reginei Maria, care a avut o, să zic, o pasiune pentru ei în acea vreme și care a impus-o. Să vedeți toată protipendada femeilor din... Toate femeile din România în anii 30 aveau câte o bluză, deci erau popularizate... Câte o ei, pardon, câte o bluz rumen, nu mă gândeam, pentru că la bluz rumen, de la asta a plecat și nebunia cu ziua ei și este o asociație care a reușit, chiar, cred că chiar așa se cheamă, Bluz Rumen Asociație, a reușit să impună această zi internațională a ei. Felicitări și ce să zic, la cât mai multe expoziții și în zona județului Bacău. Da, vom reveni în toamnă, cum am spus, cu expoziția Școala de altă dată, deci sigur vom trece și pe aici pentru a prezenta în avantpremieră câteva obiecte din această expoziție și mai avem alte proiecte în desfășurare în zonă sau poate vom veni chiar la muzeul din Onești, poate ne aude, ne vede cineva, ne caută cineva. Proiectul social Bucuria Copilăriei pe litoral. Ajutați-ne să ducem 35 de copii la mare. Aceștia sunt fie foarte săraci, fie cerșători, fie chiar din centre rezidențiale. Apelul este făcut de către Asociația Patmos din Onești, dar și de către protopopul de Onești, preot Ioan Bârgăoanu. A venit vacanța de vară mult așteptată de copii, iar protopopiatul Onești a pregătit o surpriză. Da, este o bucurie din nou pentru copii, zicem noi. Dintr-o bucurie mică vrem să facem o bucurie mare. Pe litoral dorim să ducem 35 de copii. Bucuria unui copil pe litoral este extrem de importantă, mai ales dacă am putea să ducem acolo copii orfani, copii cu probleme, cu copii care nu au văzut marea. Și lucrul acesta ar însemna, concret să fim și practici, cei care doresc să ajute un copil orfan, un copil care nu a ajuns niciodată la mare, le oferim toate condițiile să doneze în contul Asociației Patmos 600 de lei, asta însemnând o săptămână, îi vom duce într-un loc frumos, vor fi însoțiți de un preot, și copiii care sunt în jurul protopopiatului, un număr de 35 de copii ne propunem să îi ducem în modul acesta la mare. Deși 600 de lei pentru unii poate însemna o sumă de bani, bucuria pe care o simte un copil care n-a văzut niciodată marea nu poate fi cuantificată nici în bani și nici în cuvinte. Cu siguranță este o sumă
destul de mărișoară, pentru unii mică, pentru alții, dar dacă sunt două sau trei familii care pot să facă această faptă bună, este binevenită. Noi ne-am propune să ducem mai mulți copii, dar deocamdată ne rezumăm la acest aspect, este o întreagă strategie din partea noastră, dorim să mergem acolo cu personal de la noi care să îi însoțească, cu ajutorul Direcției Sociale de Protecție a Copilului, Casa Mea și alte persoane care ar dori să sprijine acest proiect, dorim să facem o bucurie copiilor. Dacă vrei să-i ajuți, donează azi în contul Asociației Patmos 600 de lei pentru fiecare din cei 35 de copii pentru a acoperi cheltuielile de transport, cazare și masă. Când arăți unui copil fără nicio posibilitate lumea și frumusețea vieții, o simplă experiență și de bucurie și frumos le poate schimba destinul. Vom posta povestea fiecăruia pentru a arăta cât de multă nevoie au în viața lor de un vis împlinit. Contul Asociației, Asociația Patmos Onești, CIF 400031863, con RO 95 RNKB 00301617623. Mai sunt câteva zile până când se va da startul la distracție în comuna Mănăstirea Cașin. Pentru prima dată în istoria localității, administrația publică locală, prin actuala echipă, primar Adriana Enache și viceprimar Gelu Nicolae Zgăvârdici, împreună cu cei din Consiliul Local, au decis realizarea primei ediții a manifestării generic intitulată Ziua Comunei Mănăstirea Cașin. Mai multe despre eveniment aflăm în minutele următoare de la primarul comunei Mănăstirea Cașin, Adriana Enache. Pentru prima dată în istoria localității se organizează zilele comunei, timp de 3 zile, va fi o sărbătoare și o petrecere în aer liber a tuturor locuitorilor comunei, dar și a celor din afară. Da, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și pe această cale profităm de faptul că invităm atât cetățenii comunei, cât și alți cetățeni din jurul comunei noastre să fie alături de noi în aceste 3 zile. Începem în felul următor. Pe 1 iulie, la orele 16, avem în Căminul Cultural un simpozion prin care se va intitula care se intitulează Pe un picior de plai, pe o gură de rai, Mănăstirea Cașin, vatra a istoriei și a spiritualității. Iar pe data de 2 iulie, începem la ora 12 cu o paradă a portului popular, de la Căminul Cultural până la primărie. Vă asigur că va fi un spectacol extraordinar de frumos, sunteți bineveniți. După care vom merge în satul Pârvulești, pe Luncă, unde vom organiza un festival de etnografie și folclor Regina Maria. Vor participa 10 ansambluri din toată țara. Va fi într-adevăr un spectacol extraordinar de muzică și port popular și dans popular. Iar la sfârșit de program, formația Călugăreni ne va da un mic spectacol, după care tinerii satului sunt invitați să participe la o petrecere în aer liber. Asta va fi pe data de 2. Pe data de 3 iulie, duminică, începem la ora 14, un program artistic cu ansambluri, ansamblu Zestrea, Doina Bacăului, Bobocul, un ansamblu din Parcova, din Edineț și, nu în cele din urmă, ansamblu Mugura și Mănăstireni. Iar artiști, vom avea și artiști locali cu formația Montana, formația Condor, sunt artiști locali. Iar invitați vor fi, începem cu artistul Ion Palade și cu Cornel Botgros, care ne va încânta cu melodiile lor, Nicu Paleru, Gabriela Comănici,
Elena Comănici, Robert George și Delia Racu. Și uitați să vă mai spun, mai avem un ansamblu cu dansuri grecești. Și cu alte cuvinte, se anunță o petrecere de zile mari. Da, dar nu numai petrecere. Avem și o competiție sportivă. Avem terenul de sport care este tot în zona respectivă. Acolo vom avea o competiție sportivă care se va desfășura pe două zile, sâmbătă și duminică, atât pe seniori cât și pe juniori. Vă așteptăm cu mare drag să fiți alături de noi, de noi mănăstirenii care suntem o comunitate caldă, plăcută. Vă asigurăm că vă veți simți bine în comuna noastră. Spectacole de excepție ale Adrianei Trandafir vineri, 1 iulie, în sala de spectacole a Casei de Cultură din Onești, de la orele 18, va avea loc spectacolul Cine iubește și lasă, dedicat cunoscutei interprete Maria Tănase. Dragii mei, sunt Adriana Trandafir și pe 3 iulie vă invit să petrecem împreună o seară magică, un moment special la Casa de Cultură a Sindicatelor din Onești. Spectacolul Cine iubește și lasă va fi dedicat tuturor sufletelor iubitoare, tuturor celor care își amintesc de Maria Tănase, de Nicolae Iorga, de Constantin Brâncuș și, de ce nu, Fărămiță Lambru. Pentru voi, din tot sufletul meu, vă ofer acest recital. Vă aștept! Duminică 3 iulie, de la ora 18, în sala de spectacole a Centrului de Cultură Ion Talianu din Târgu Ocna, se va desfășura spectacolul Pasărea Măiastră. Dacă în seara de 1 iulie veniți la Târgu Ocna, la Centrul de Cultură Ion Talianu, vom petrece împreună o seară magică. Ne vom întâlni cu Maria Tănase, cu Brâncuș, cu Nicolae Iorga, cu Fărămiță Lambru. Așadar, vă invit la spectacolul pe care vreau să vi-l ofer cu toată dragostea și din tot sufletul. Nu uitați, vă aștept cu drag! La mijlocul lunii iulie, în comuna Gura Văii, se va desfășura pentru prima dată trofeul Gura Văii. Cei interesați trebuie să știe că înscrierile se fac până pe 5 iulie inclusiv. Mai multe detalii aflăm de la primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei. Porțile sunt deschise tuturor celor care vor să participe. 15-17 iulie, 15 este ziua de înscrieri, 16 este proba trofii, 17 proba trial cu, evident, festivitate de premiere. Se va desfășura pe raza a trei localități componente, respectiv Gura Văii, unde va fi poziționat parcul tehnic și toată lumea va putea să admire. Unde anume? Am ales o zonă chiar frumoasă, undeva lângă râul Trotuș. Aha. Acolo am decis că va fi zona de promenadă. Tabăra de tabără, campare. Corturi. Știu. Focul de noapte, acolo se va desfășura, muzica tot acolo. Apoi cetățenii comunei Gura Văii vor putea să admire în defilare fiecare mașină care va participa de la plecare de la Gura Văii către Pătrășcani, iar probele propriu-zise complicate pentru a evita și deranjul și a minimaliza riscul accidentelor se vor desfășura în pădurea Păltinății. Acolo au fost identificate traseele, niște trasee nota 10, abia aștept să văd cine le parcurge. Parcă simt așa o provocare la dumneavoastră, să vedem cine le parcurge. Deci mânușa ați aruncat-o, să vedem, chiar curioasă cât se vor înscrie la start, știu că vor veni din toată România. Cam așa se amenință de obicei la astfel de competiții. Estimăm 50 de echipaje participante. Mult. Asta înseamnă cu aparținător, cu rude, cu... deja înseamnă un anumit număr. Trebuie să construim un hotel. Da, n-ar strica, cred că le-ar plăcea unora pentru anumit confort. Acolo, dacă îmi permiteți, acolo unde va fi amplasat tabăra logistică, nu știu cum se numește. Că e corect, tabăra logistică. Da. Acolo este un traseu foarte frumos de biciclete. Știți, urcă la rotunda în partea Gura Văii și coboară spre Slobozia. Și noi, mereu când vrem să facem așa un traseu scurt și frumos, acolo mergem cu familia și cu bicicletele. Foarte frumos. Fostul prefect de Bacău, Dorian Pocovnicu, primar interimar al comunei Mărgineni. Prefectul de Bacău, Lucian Bogdănel, a emis ordinul prin care a încetat mandatul de primar al fostului edil din Mărgineni, Marcelin Șolot. Acesta a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare într-un dosar de abuz în serviciu. Dorian Pocovnicu este consilier local PSD în Mărgineni. El a fost ales viceprimar și va prelua atribuțiile primarului demis. Până în prezent, acesta ocupa funcția de director programe la aeroportul Bacău.
Pisicuța salvată ca prin minune, cu siguranță a avut zile. Pompierii băcăoane au reușit să o salveze la timp din fântâna în care a căzut. Miercuri 22 iunie, pompierii băcăoane au fost solicitați să intervină în comuna Izvorul Berheciului, sat Izvorul Berheciului. La locul intervenției s-a deplasat un Asajuns Mult și SVSU. Din fericire, pisica a fost salvată la timp, aceasta legându-se doar cu o sperietură strașnică. Exponatul lunii, gândacul Arlechin. Exponatul lunii iunie la Muzeul de Științele Naturii este gândacul Arlechin, o insectă exotică din colecția de entomologie a Complexului Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea Bacău. Astfel de expuneri cu trimitere la istorie și geografie au darul de a dezvolta cultura generală a vizitatorilor Muzeului de Științele Naturii Ion Borcea. Un alt efect benefic este că cine a învățat ceva va mai vizita acest univers al biologiei și zoologiei pentru a afla mai multe lucruri. Cunoașterea înseamnă libertate și succes în viață, iar un complex muzeal precum cel de Științele Naturii din Bacău contribuie la acumularea de cunoștințe și la integrarea lor într-un sistem de gândire performant. Exponatul lunii iunie la Muzeul de Științele Naturii este o insectă exotică din colecția de entomologie a Complexului Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea din Bacău. Este vorba de gândacul Arlechin, cunoscut sub denumirea științifică Acrocinus longimanus. Numele speciei, latinescul longimanus, face referire la picioarele anterioare extrem de lungi ale masculilor, mult mai lungi decât corpul. Aceste picioare, care la femele sunt mai mici, au rol în împerechiere, în deplasare de-a lungul trunchiurilor copacilor, precum și în lupta cu prădătorii. Această specie face parte din familia Cerambicide și impresionează prin combinația de culori de pe elitre, ce a servit ca sursă de inspirație și în picturile indienilor din America de Sud. Acest gândac trăiește în pădurile tropicale din Mexic și America de Sud. Corpul gândacului Arlechin poate atinge 76 de mm lungime. Dimorfismul sexual la această specie este evident. Masculii au picioarele anterioare mult mai lungi și drepte, mandibule mari și coarne cefalice pe care le folosesc în lupta cu prădătorii, în timp ce femelele au picioarele anterioare mai scurte și curbate, mandibule mici, iar armăturile cefalice sunt slab dezvoltate sau lipsesc. În sezonul ploios, femela depune 15-20 de ouă pe parcursul a 2-3 zile într-o incizie pe care o face în scoarța arborilor doborâți. După, din ouă vor ecloza larvele care după 7-8 luni de zile se vor transforma în pupe. Gândacii adulți vor ieși 4 luni mai târziu, croindu-și drum afară din lemn. La această specie, adulții sunt activi ziua, noaptea putând fi atrași de sursele de lumină. Se hrănesc în principal cu seva arborilor răniți sau proaspăt doborâți. Interesant la această specie este faptul că sub aripile colorate poate găzdui adesea arahnide minuscule cunoscute sub numele de pseudoscorpioni. Aceștia folosesc gândacul ca o modalitate de a întâlni potențiali parteneri sau pentru transportul către noi surse de hrană. Specia este amenințată din cauza pierderii habitatului ca urmare a defrișării și poluării mediului înconjurător. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 23 iunie, în cea mai mare parte, cerul va fi înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius. Vineri 24 iulie, în cea mai mare parte, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de 26 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acumtv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.